Vreau să vă mai rog să ne mai ascultați câteva minute, pentru că și pictorul probabil are ceva de spus. Totuși pe el s-a vorbit, a spus totul pe simeză, dar probabil. Deci am vorbit de niște oameni cu atâtea vorbe foarte interesante, chiar și eu am rămas foarte mirat. Dom'le, adevărul este că studiind compoziția, culoarea, citind, știu, chiar și poezie la urma urmei, din când în când. Toate astea se adună în ceea ce fac eu, în ceea ce gândesc eu. Poate ați văzut aici, sunt două lucrări legate de răsăritean. Noi suntem răsăriteni, o parte între noi, nu ne prea. Mă rog. Deci suntem bizantini, mai ales spre est, sud, est, suntem bizantini. Acolo sunt două portrete de bizantini, de fapt, sunt portretele mele, sunt autoportrete. În toga aceea cu mâna care explică nu știu ce, de fapt, eu să nu explic mai nimic, nu. Sau un altul răsăritean, bizantinul răsăritean, sau răsăriteanul, în general. Deci două lucrări, dintr-o suită mai mare de lucrări. Aici am adus lucrări din mai multe perioade, nu neapărat o perioadă, să spunem, să o trec într-o singură expoziție. Deci cam asta despre ce am trebuit să spun eu despre expoziția aceasta. E o muncă care se accentuează, deci munca aceasta și ceea ce se întâmplă într-un dreptunghi spațiu plastic, așa se cheamă, acolo se concentrează și culoare, și desen, și muzică, foarte multă muzică. Dacă observați, am aici câteva lucrări legate de muzică. Este un ritm care apare, un ritm din muzică, apare și în lucrări. Dacă se încearcă să se vadă mai atent. O lucrare nu poate fi privită deodată, treci pe lângă ea, ai văzut-o și îți rămâne în suflet. Ea trebuie să continue ceea ce a vrut să spună pictorul. Poate privitorul, așa cum a zis domnul scriitor, poet, înțeles că poetul nu e scriitor sau doar. Poate continua, poate mai bine decât creatorul, ceea ce se întâmplă în lucrare. Deci poate să meargă mai chiar dincolo. Chiar André Breton, mare critic de artă, care a pus pe picioare suprarealismul, a zis că privitorul poate fi mai artist decât artistul în sine. Cam asta aș putea să vă spun. Vreau să vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare să vedeți lucrările mele. Vreau să mulțumesc organizatorilor pentru această seară minunată care mi s-a creat. Vreau să spun că o astfel de sală nu se găsește oriunde. Dacă aici am fost invitat, dar dacă ar fi această sală în București sau știu, în Cluj, ar fi un asalt grozav asupra ei pentru a se expune în ea. Deci, la Dumbrăve, orășel cu 10.000 de locuitori, își permit că ne-au lăsat cei din urmă, cei dinaintea noastră, pardon, ne-au lăsat câte ceva și noi ar trebui acum să și beneficiem de ele, punând și niște bani la această construcție care ar trebui terminată cândva, nu lăsată să se degradeze. Vă mulțumesc tare mult!